Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Din necaz în necaz o duce săracul Elon Musk. Ce-a pățit? Pierde o grămadă de bani cu Twitter, pe care e pe cale să-l facă zob. Anul trecut acțiunile de la Tesla s-au dus în cap, iar acum le cade și volanul mers mașinilor Tesla. Da. S-a întâmplat în Statele Unite, au pățit-o doi șoferi care conduceau Tesla Model Y. Scandal, erau sigur mașină Tesla? Da, ce? Erau sigur în mașină Tesla? Erau sigur în mașină televizor Tesla. Da, nu sunt, ca fiabilitate au un renume destul de prost, dar Administrația pentru Siguranța Traficului Rutier din Statele Unite a deschis o anchetă care vizează acum un lot de aproximativ 120 de mii de mașini Tesla Model Y produse rece în ultimul timp. Ce s-a întâmplat mai exact cu cele două mașini de la care a pornit scandalul? Bine, mașinile au fost livrate fără un șurub de prindere care fixează volanul pe coloana de direcție. Mă scuzați că râd. Deci n-au pus șurubul, mă, care prinde volanul. Înțelegi? În lipsa lui, volanul stătea pe poziție doar din potrivire. Până când se exercita o forță. Deci, practic, l-a dat 1300 și când a cotit stânga, haț, a rămas cu volanul în mână, ca în gagurile alea cu Stan și Bran. Unul dintre șoferi a rămas cu volanul în mână la doar 5 zile după ce cumpărase mașina. Săraci. Și a reușit să tragă pe dreapta, în siguranță, scrie presa, nu știu cum. Deci, cum ghidezi o mașină fără volan ca să tragi? Poate că tragea dreapta ușor și atunci... Da. Discuția cu centrul de relații cu clienții de la Tesla a fost interesantă. Băieții lui Musk i-a oferit prin mesaje text un cost a reparației de $103.96 Bă, ce exact sunt. Da, i-au zis, dacă vrei să repari mașina pe care noi ți-am livrat-o cu volanul stricat, care ai rămas în mână cu el, te costă niște bani. Înțelegeți ce tupeu? Mai varianta la $80 cu imbus. Da. Și ăsta s-a supărat, a publicat mesajele pe Twitter și a zis că halul ăsta, deci mi-a dat o mașină la care cade volanul și mă pune să o repar pe banii mei, a cerut să fie despăgubit și, drept urmare, serviciul de relații cu clienții de la Tesla s-a răzbunat, a șters oferta de reparații și i-a transmis că Tesla nu are politică de locuire și i-a recomandat să contacteze dealerul și să se descurce mai departe cu asta. Nu mă mir că l-au lăsat să scrie asta pe Twitter. Da, corect. Și în sfârșit, pentru că s-a viralizat, s-a umflat toată povestea, Tesla a revenit și a oferit posibilitatea reparării mașinii. Dar asta, cred că noi nu apreciem suficient faptul că trăim în Uniunea Europeană și aici clientul, consumatorul are, vorba aia, sunt cetățean european și am drepturi. Aia chiar nu e o glumă. Noi avem dreptul la înlocuirea a o mulțime de lucruri pe care le cumpărăm și care nu ne mulțumesc, în timp ce dacă cumperi ceva din Statele Unite și este defect sau nu e în regulă sau este o aventură întreagă să îți obții banii înapoi și de cele mai multe ori renunți tu. Bine, la cât de complicat e. În România, chiar dacă suntem în Uniunea Europeană, dacă nu-ți convine ceva sau vrei și vrei să înlocuiești, s-ar putea ca obiectul cu care înlocuiești să fie fix la fel. Nu este adevărat. Și în România se înlocuiește foarte ușor. În primul rând că tot ce cumperi de pe, în online, e ca chinezesc. Persoană fizică, e chinezesc desigur, dar ai termen 14 zile, poți să înlocuiești fără condiții, fără condiționări. Da, pe de altă parte, aduceți-vă aminte că acum 20 de ani, să zicem, când nu exista internet și se propaga mult mai greu informația, erau cazuri de-astea faimoase, acestuia volanul, au făcut om, i-au luat o vilă, i-au dat o vacanță, i-au dat trei mașini, numai să tacă să nu... Astea sunt legende urbane, eu nu am auzit de asta niciodată. Eu am văzut niște filme. Da, cred că Luca știe, mamă, ce tare a fost ala. Bă, nu mi-ar cădea și mie volanul la Mazda asta, pe care am dat 20 de ani. El de asta ține Mazda. Înțelegi? Cade, mă face și pe mine om. Băi, să știți că e bomba, am venit azi cu ea, am spălat-o de găinați. Da? Este crimă. Da. Are 13 ani, merge ca în prima zi. Ce culoare mai e? S-a mai dus lilau, dar e tot gri. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.